S-au înregistrat în total la Tribunalul Dâmbovița un număr de 50.347 cauze în anul 2013, la care se adaugă și stocul din anul anterior, iar ca și concluzie, ca volum de activitate față de anul trecut, când au fost 50.347 de cauze raportat la 53.378, se observă o scădere cu 3.031 de cauze. Aș spune eu nesemnificativ dacă împărțim la numărul total de judecători din raza Tribunalului Dâmbovița, numai la nivel de tribunal, dacă am împărțit la cei 30, ar fi în jur de 100 de cauze pe judecător. Așa că, în linii mari, activitatea tribunalului ca și volum de activitate este aproximativ aceeași ca și anul trecut. La judecătoria Târgoviște, volumul total de activitate a fost de 17.430 de cauze. Dintre acestea, aproximativ 1.700 penale și peste 15.700 civile. La judecătoria Pucioasa, volumul total de activitate a fost de 2.760 de cauze, 410 penale și 2.300 civile. La judecătoria Găiești s-au înregistrat 6.800 de cauze, 1.530 penale și 5.330 civile. La judecătoria Răcari, volumul total de activitate a fost de 4.000 de cauze, aproximativ 600 penale și aproximativ 3.450 civile. Iar la judecătoria Moreni s-au înregistrat aproximativ 4.000 de cauze, dintre acestea peste 1.800 penale și peste 2.000 civile. Tribunalul Dâmbovița a înregistrat la cele trei secții în anul 2013 un număr de 11.180 de cauze, ceea ce înseamnă o scădere cu 21,34% față de anul 2012, când numărul acestora a fost de 13.500 de cauze. Tribunalul Dâmbovița, pe total instanțe, a avut o pondere activității de 30,33% față de volumul total al cauzelor înregistrate la tribunal. Ca și operativitate, în anul 2013 s-au înregistrat un procent de operativitate de 78,40% față de 79,18%, cu 1% mai mică operativitatea din față de anul anterior. Eu zic că este chiar foarte bine dacă ne raportăm la condițiile de lucru sau maniera în care a fost schimbată procedura după intrarea în vigoare a noilor coduri, codul civil și codul de procedură civilă în special, când dosarele înainte de a primi termen, întâi dosarele în fond parcurg această procedură a regularizării, unde practic nu începe faza de judecată, se fac anumite acte premergătoare și la momentul în care am întocmit acest material, este și firesc ca operativitatea să fie mai mică, pentru că unele, mare parte din dosare de fond, încă nu au primit undă verde, cum se spune. Secția penală a soluționat în anul 2013 un număr de 1.690 de cauze, cu 260 mai mult decât în anul 2012, înregistrându-se o creștere de 18,51%. Ca prim instanță, secția penală s-a pronunțat în anul 2013 în 1.120 de cauze penale, a pronunțat 680 de sentințe și 436 de încheieri, deci cu 218 mai mult decât în anul 2012, când s-au pronunțat în 900 de cauze penale 485 de sentințe și 418 încheieri. Ca instanță de recurs, a pronunțat 570 de cauze penale cu 49 mai multe decât în anul 2012, când s-au pronunțat 520 de cauze.